Salutare tuturor lume, Mișu aici și astăzi ne jucăm GTA Real Life. Bine v-am găsit la un nou episod din GTA Real Life. Astăzi vreau să mă duc să-mi iau Panamera. Asta Panamera, Kia mea. Pentru că vreau să o tunez, știți? În episodul ăsta vreau să o tunez. Pentru că eu am făcut un test, un mic test, adică am testat-o pe ea și versus GTA Nissan, Nissan GTR. E foarte târziu și nu pot să vorbesc prea clar, că sunt și foarte obosit. Și da, ceea ce-i drept este că Kia asta merge mai repede ca Nissan-ul. Nissan-ul merge 255 maxim, să spunem, 55, 255, iar Kia asta prinde 278 la oră. Ce-i drept? De fapt și asta prinde repede viteză, gen, mi se părea că, adică uite, când o calci, dau ce s-o duce. Dar mi se pare că Nissan-ul GTR prinde viteza mai repede, atâta tot. Gen, doar prinde viteza mai repede, dar nu este mai rapid. Așa că vreau să o tunez și pe asta, că, bă, dar nu mi-am luat bani cu mine, ci că vreau să tunez mașina, dar... Scuze-mă, băiatul, îmi cer scuze, n-am vrut să-ți rănesc mașina sau ceva, ok? Sper să mă ierți. Nu e nicio problemă, frate. Nu e nicio problemă. Respect. Hai, baftă, salut. Baftă. Vezi? Acolo puteam să-l iau și să-l întreb, bă, dar de ce puii mei îmi zgârâi tu mașina și să mă duc să-l iau de gât și să-mi bag piciorul în capul lui? Am fost băiat bun de data asta. Următoarea dată nu o să mai fiu, pentru că îmi place să fiu bulangiu. Aha. Deci uite că are viteză mașina asta. Nu-mi place mie așa cum s-aude. Opa. Dumneavoastră vedeți ce mașină are aici? Stig, bă, la el, bă! Bă, vin aici! Ioi, băiatul, ce e ăla? Bă, e jos din mașina mea, futu-ți gura, măti. Când... Bă, dă-ți rău! Dacă ești prost. Bă, dar mi-e frică să mă duc la banca asta. Că s-ar putea să vină aia după mine. Da, ce, fix ce vă ziceam. Pa, uite că nu se întoarce după mine. Credeam că o să se întoarcă după mine. Hai să scoatem și noi vreo 30.000. 30.000. Deși nu cred că o să fie de ajuns. Unul a scris quit job. What the fuck. Vând loc. Cație, ăsta, hacker și braconier. Pentru că locația de hacker știu unde e. Și asta de braconier știu unde e. Sper să-mi ajungă ăștia 30.000. Bă, dar de ce dacă scriu eu scrie și ăla, nu înțeleg. Cred că are o problemă cu mine, probabil. Sigur. Deci numai frânele costă 2000. Transmisii 6000. Suspensii. Și asta mai costă 2000. Armură. Nu pot să bag acum. N-am bani. Engine. Asta costă 10.000. Păi deja am rămas fără. Deja am rămas fără bani. Trebuia să mai iau niște bani. Nici nu știu ce culoare să-i pun și să o fac. Am mai albastră, Nissan GTR albastru. Asta aș putea să fac roșii. Mașina asta o facem roșii. Respray. Metals. Ia să vedem. Sunt urâte astea. Metallic. Și vreau să fie roșii mașinuța asta. Red sau așa portocaliu, gen e? Parcă arată mai bine portocaliu ăsta, dar după aia nu cred că mai e așa sau formula red. Lava red o facem roșii ori nu mai facem, dar
Ia stai un pic, secondary color. Metals. Bă, deci nu știu cum naiba am făcut paint job-ul la mașina cealaltă. Să mor dacă mă știu, deci primary color am pus-o. Cred că una din astea. Să mor dacă știu cum am făcut. Și secondary, nu de aici, metallic. Bă, deci cum pui mi-am făcut, mă? Primary era... Dar eu nu vreau mat. Gen, asta e. Hai să facem altă culoare totuși, ceva mai închis. Wow, midnight blue. Ah, stai ca Nissanul GT. Ah, ok. Deci așa am făcut culoare, de aia am pus. Și asta e frumos. Sau să facem albastră, nu. Nu ceva care să sară în ochi prea mult, știți. What the fuck, ce fel bate vântul. Midnight purple. Hai să facem midnight purple. Și metals. Vreau să fie un roșu. Nu verde. Roșu. Ceva roșu. Sau am putea să facem și așa. Black. Bă, dar red. Uite-l. Ăsta sau ăsta? Ăsta. Bă, roțile cred că le las peste. Dar vreau să schimbăm culoarea. Roșu, bine. Roșu. Windows. Și astea costă 1000. What the fuck, ce mișto. Bă, dar nu trebuia să ies de aici. Ce-mi puțită-i? Ce-mi puțită-i mașina asta? Mai avem 4000 de folosit, deși nu cred că mai putem folosi pe ceva. Bă, ce mă enervează că stau căcaturile de texte acolo. Nu, no, bun, să zicem că am și tunat-o și na. Bă, dai. Hai să o ducem la o spălătorie. Pentru că e mult prea murdară mașina asta. Ia uite-o. Așa, avem și mașină de mafioți. Asta e cea de-a doua mașină de mafioți. Mergem aici frumos. Gata, deci priviți și voi ce frumoasă e acum, a? Ia uitați. Mașină de mafioți ori nu mașină de mafioți. Să văd dacă pot să fac o poză, doamne, deși nu cred. Da. Panamera Kia. Asta zici că e Panamera. Bă, ce-au făcut băieții ăștia aici? Bună ziua. Bună ziua, domn polițist. Ce faceți, prietenii mei? Vă plimbați? Bă, tu unde te duci, mă, băiatul? Stai că voi sunteți la auto... Am înțeles. Ce vrei, mă, lasă-mă să fac. Am înțeles, am uitat că n-am voie să le fac nimic, băia. Că-s la muncă, gen. Bă, dar mașina asta are viteza luminii, ești prost la că... Ia uite-o, ia uite-o. Du-te, frate, păi cu mașina asta mă duc unde doresc și am făcut-o și frumos. Am făcut-o și frumos.
Cu asta îi sperii pe toți mafioți care sunt mai mafioți decât mine. Am tot cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Mișu și dacă mai vă doriți să vedeți episoade din GTA Real Life după canalul meu cu mine, lăsați like.